La începutul anului 2017, soția și fica mea au venit după mine în Corea de Sud. Deși încântat, soția mea nu s-a obișnuit cu mediul de aici, din cauza stilului de viață și a limbii diferite. Îndeosebi, și-a lăsat în urmă părinții în vârstă și o slujbă care îi plăcea, pentru a veni într-un loc ciudat, fără prieteni. Totul era necunoscut pentru ea. E logic. Era mereu deprimată și nu vorbea mult. Puteam vedea că suferă. Dar nu știam cum să o alin. Într-o zi în martie, a spus că începuse să creadă în Dumnezeu. M-am gândit că e grozav. Bunica mea fusese și ea credincioasă. N-am avut nimic de obiectat. După ceva timp, am observat că avea mereu o stare bună de dispoziție și că întregul ei comportament era total diferit față de înainte. Am fost foarte fericit. În timp, am devenit curios în legătură cu biserica ei. Și m-am întrebat cum ar putea să aducă o asemenea schimbare. Da. Într-o zi am întrebat-o: La ce biserică merge? A spus că la biserica lui Dumnezeu tot puternic. Asta m-a făcut imediat um, să mă gândesc la incidentul din Zaoian, provincia Shandong. Și m-am enervat foarte tare. I-am spus foarte sever: Nu mai vreau să ai nicio legătură cu acei credincioși. O să-ți parc telefonul dacă mai e legătura cu ei. Mi-a aruncat o privire nedumerită și m-a întrebat de ce aș sta în cale. I-am spus furios: De ce? E pentru binele tău și pentru binele familiei noastre. Nu știi că PCC înnăbușă, cu asprime și suprimă, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Nu știi despre cazul Zhao Yuan din 28 mai 2014? Scrie pe internet că Zhang Li Dong, principalul agresor, era membru al acestei biserici. Dacă îți petreci timpul cu acei oameni, nu intri singur în gura lupului? Ea a răspuns cu fermitate: Zangli, Dong și ceilalți nu făceau parte din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Nu pot să crezi chestiile de pe internet. Sunt în contact cu frați și surori din Biserică de peste două luni și sunt cu toții oameni integri, care sunt buni și sinceri. De fiecare dată când cineva are dificultăți, se ajută între ei. Nu este deloc așa cum se scrie online. E adevărat, așa, așa este. este. Dar auzind-o spunând toate acestea, i-am răspuns doar. Intră online și vezi singură, apoi vei ști dacă am dreptate sau nu. Soția mea m-a condus atunci la un scaun și a spus Ești genul de persoană care chipzuește bine lucrurile. Trebuie să abordezi subiectul în mod rezonabil și să vorbești pe baza faptelor. Nu poți să asculți doar frânturi. Da. Ea a spus și... Nu ți-amintești protestele din piața Tiananmen din 1989? Studenții protestau în mod patriotic împotriva corupției și luptau pentru democrație. Dar pe PCC a pus niște necunoscuți să se dea drept studenți și apoi le-a cerut să spargă lucruri, să jefuiască, să dea foc și să răstoarne vehicule militare. Și apoi pe ce a acuzat studenții de acele nelegiuiri. După aceea, pe ce a folosit mass media, televiziunea de stat și radioul ca să-și răspândească relatările, defăimându-i pe studenți drept agitatori contrarevoluționari. Și apoi a pulverizat de vii cu tancurile sale mii de studenți. Apoi a adăugat, oricine cunoaște istoria PCC știe că este o dictatură care are un trecut de fapte împotriva dreptății. De fiecare dată când cineva are idei politice sau perspective diferite, a doborât și condamnat mereu acele grupuri, chiar suprimându-le. Adevărat. De fiecare dată când PCC a suprimat violent o religie, o mișcare pentru drepturi democratice sau protestele unei minorități etnice, începe prin a inventa cazuri false și creează o indignare publică și apoi utilizează suprimarea violentă. Acesta e adevărul. Așa este. Cazul din Zao Ioan de la 28 mai a fost doar un scenare făcută bisericii lui Dumnezeu tot puternic de către PCC, care a scornit cu grijă un alt caz fals. Mm. e tactica obișnuită a PCC. E adevărat. Procedează așa de decenii. Da. Dar, pur și simplu, n-am vrut să o ascult. I-am spus nervos. Nu-mi pasă. Nu mai pot să crezi în Dumnezeu tot puternic. Trebuie să mă gândesc la siguranța familiei noastre și vreau să te protejez pe tine și pe fica noastră de orice pericol. Nu mă interesează nimic altceva. Îți spun pentru ultima dată. Nu mai poți să ai absolut nicio legătură cu ei. Stai acasă și fii o soție și o mamă bună. Altfel, să nu dai vina pe mine că te țin încuiată. Apoi am trântit ușa și am ieșit val din casă. M-am simțit groaznic când mergeam pe stradă. În peste 10 ani de căsnicie, nu-mi pierdusem cumbătul în fața ei în felul acela. De când ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit și până am mers în fața altarului și ne-am căsătorit, am trecut prin multe. Împotrivirea părinților noștri, diferențe culturale, diferența de vârstă și relația la distanță. Răzbisem prin toate momentele dificile și a suferise multe pentru familia noastră de-a lungul anilor. Mă durea cu adevărat să văd asta. Dar îi în față de ea doar din cauza credinței în Dumnezeu. Știam că n-ar fi trebuit să fac asta, dar m-am gândit că e pentru binele familiei noastre. De ce nu putea să mă înțeleagă? M-am uitat la telefon și am văzut o poză cu noi trei fericiți, cu fica noastră zâmbind suav. Mi-am spus, sunt apărătorul acestei familii și trebuie să le protejez. Nimeni nu poate să le facă rău. În zilele care au urmat, m-am temut să nu-i știrbesc sentimentele soției mele față de mine. Așa că i-am spus să nu vorbească despre nimic în legătură cu Dumnezeu. Deși păream să ne înțelegem normal la suprafață, între noi se deschidea deja o prăpastie. Într-o zi, când am intrat pe ușă, după ce am terminat serviciul, am auzit sunetul unei muzici vesele venind din cameră, și hohote de râs fericit de la soția și fica mea. Curios, mi-am zis: N-am mai auzit de mult timp un astfel de sunet vesel acasă. Ce fel de melodie ar putea să le facă atât de fericite acum? Am deschis ușa foarte încet. Și am văzut pe ecranul computerului un videoclip cu dans și cântec produs de Biserica lui Dumnezeu tot puternic, adevărata iubirea lui Dumnezeu. Șase tinere dansau și cântau fericite, cu atât de multă emoție, și fețele lor, în special, debordând de zâmbete atât de vesele. M-au atras imediat. Eram plin de curiozitate, gândindu-mă ce fel de biserică e asta și ce fel de oameni sunt ei. De ce sunt melodia și dansul acestea atât de molipsitoare și de liniștitoare? Dacă ar fi cu adevărat oameni răi, cum ar putea avea niște zâmbete atât de blânde, de sincere? Da. Fica mea m-a văzut intrând și a rugat-o pe soția mea să pornească alt videoclip cu cântec și dans intitulat Dumnezeu și-a adus gloria în răsărit. Nu m-am îndurat să o întrerup. O astfel de atmosferă se întâlnea rar în casa noastră. Ținând-o pe fica mea, am stat lângă soție și am început să privesc. Am fost cu adevărat captivat de videoclip, care avea un stil similar dansului step. Și dansatorii se mișcau cu grație. Și avea un farmec puternic. Minunat! Văzându-mă atât de absorbit, soția mi-a spus. Toate acestea au fost făcute de frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Niciunul nu este profesionist. Surprins m-am întrebat, cum este posibil? Cum ar putea niște oameni fără pregătire profesională să danseze atât de bine? Și aceste videoclipuri au o emoție atât de pozitivă, sunt înălțătoare, emoționante și revigorante. Cum ar putea niște oameni răi să aibă o astfel de energie pozitivă? Așa, așa este. este. De deci ce este total diferit de ceea ce am văzut online? Ce se întâmplă cu adevărat? Zâmbind, soția mi-a spus, E uimitor! Fără lucrarea și îndrumarea lui Dumnezeu însuși, ar fi în stare niște amatori să danseze așa? Ai fi și mai surprins dacă ai vedea filmele pe care le-au realizat. Biserica lui Dumnezeu tot puternic are lucrarea Duhului Sfânt. De aceea dansurile și filmele lor sunt făcute așa bine. Iar părtășiile lor au atât de mult adevăr. Da. Ea a mai spus și... Toată acea propagandă negativă online sunt doar minciuni răspândite de PCC despre biserică. Nu sunt deloc adevărate. PCC calomniază biserica lui Dumnezeu tot puternic ca să înșele pe oameni și să-i determine să o respingă. Atunci ei nu vor îndrăzni să investigheze lucrarea lui Dumnezeu și vor pierde mântuirea lui. Exact. Auzind ce a spus, curiozitatea mi-a fost cu adevărat trezită. M-am întrebat ce fel de biserică era, și dacă ceea ce se spunea online era adevărat sau nu. Nu știam dacă ar trebui să o lasă și practice în continuare credința. Aceeași luptă se dădea din nou în inima mea. După această luptă interioară, am decis să merg și să verific pe cont propriu. Mă puteam purta ca un paznic. Dacă i-aș vedea pe oamenii din biserică purtându-se nepotrivit, sau dacă i-aș vedea făcând ceva nepotrivit, aș lua-o imediat de acolo și n-aș mai lăsa-o să se întoarcă. Dacă nu era așa cum se scria online, n-aș mai sta în calea ei. În acel weekend, am mers la soția mea și am spus că vreau să arunc o privire asupra bisericii lui Dumnezeu tot puternic. Ea a fost foarte bucuroasă. Odată ce am ajuns acolo, frații și surorile ne-au primit cu căldură, și am simțit din modul în care interacționau că sunt buni și sinceri. Neliniștea și prudența mea s-au relaxat treptat. Apoi, o soră a pornit un videoclip muzical intitulat Povestea lui Xiao L-am privit cu interes. Vederea tuturor urcușurilor și coborâșurilor prin care a trecut Xiao Zen m-a emoționat profund. Și m-a făcut să mă gândesc la viața mea. Am rătăcit dintr-un loc în altul când am fost mic. Din cauza lucrurilor care s-au întâmplat familiei noastre, suferind tot soiul de agresiuni, umilințe și nepăsare doar ca să supraviețuiesc. Și acum munceam din greu ca să-mi câștig existența. Trecusem prin tot felul de lucruri, multe urcușuri și coborâșuri. Și mă simțeam obosit și trist. Dar în fața soției și prietenilor mei voiam să par puternic. Cine ar putea să cunoască într-adevăr durerea din inima mea? Spre sfârșitul videoclipului muzical a fost cântată această melodie. 这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来抵达。他要寻找。 寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到。 疲惫时，当你稍稍感觉这个时间的这个时间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能神守望着。 Amin. Ala Dumnezeule! Amin. Fiecare notă cântată era ca o mamă care își întinde mâna spre copilul ei de mult pierdut. Ce am simțit a fost chemarea dragostei. Am fost foarte emoționat. Emoționat. După ce s-a terminat, am spus foarte sincer. E un videoclip muzical așa de minunat. Soția mea m-a privit și mi-a spus cu mare emoție. Faptul că te-a emoționat povestea lui Xiao Zen este emoția dată de Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Da, amin. Știu că incidentul din Zao Yuan din 28 mai a avut un impact asupra ta. Și că ai avut o mulțime de neînțelegeri în privința Bisericii lui Dumnezeu tot puternic și că ești îngrijorat. Așa că azi putem să ne uităm și să vedem ce s-a întâmplat cu acel caz. Frații și surorile au pornit atunci un videoclip pentru mine, adevărul din spatele cazului Zhao Yuan din 28 mai. Acesta dezvăluia mai multe aspecte importante ale cazului și apoi le diseca strat cu strat. Videoclipul demasca minciunile pe CC și dezvăluia faptele. Am văzut că inculpații Zhang Li Dong și Zhang Fan au spus clar instanței N-am avut niciodată contact cu Biserica lui Dumnezeu Tot Puternic. Statul îl interzice pe Dumnezeu Tot al lui Zhao Weishan, nu pe Dumnezeu Tot Puternic în care credem noi. Ei au negat cu propriile guri că sunt membri ai Bisericii lui Dumnezeu tot puternic și au spus că sunt complet neafiliați Bisericii. Dar PCC nu a ținut cont de mărturiile suspecților și a contrazis faptele, răsucind complet adevărul, insistând că acea crimă a fost comisă de oameni din Biserica lui Dumnezeu tot puternic. Nu era acea o minciună sfruntată pentru a defăima cu nerușinare Biserica lui Dumnezeu tot puternic? Ba da. O soră a avut apoi această părtășie cu mine. PCC a fost foarte cunoscut pentru înșelătorile sale de-a lungul anilor și are o reputație groaznică în țară și în străinătate. În întreaga lume, tot mai mulți oameni pot vedea dincolo de aparențe și aproape nimeni nu mai crede în el. Da. Ea a adăugat. Știm cu toții că China este condusă dictatorial de Partidul Comunist. Nu există autonomie judiciară sau libertatea presei. Masmedia și tribunalele chinezești sunt complet controlate de PCC și sunt doar portavoci și instrumente pentru autoritarismul său. Acesta e un fapt cunoscut. Corect. La trei zile după incidentul din Zhao Yuan, fără nicio audiere la tribunal sau judecată, PCC s-a folosit de mijloacele de comunicare prin televiziune și internet pentru a lansa o condamnare publică. La jumătatea lui iunie, partidul a lansat bătălia de 100 de zile mobilizând poliția pentru a lupta împotriva Bisericii lui Dumnezeu Totputernic. A desfășurat percheziții extinse în toată țara împotriva Bisericii și a arestat creștini. În mod clar, cazul Zhao Yuan Shandong din 28 mai a fost un caz fals născocit de PCC pentru a oprima credința religioasă și a elimina Biserica lui Dumnezeu Totputernic. Hmm. Cu siguranță. Acesta este adevărul. Da. Auzind aceasta, m-am gândit. PCC e atât de odios răstălmăcește complet adevărul, denaturează realitatea și înscenează biserica lui Dumnezeu tot puternic, pentru ca oamenii care nu cunosc adevărul să fie duși de nas de minciunile lui și să înțeleagă greșit biserica. Și eu am fost dus de nas de minciunile PCC. Dar ceva ce încă nu înțeleg e de ce ar persecuta PCC atât de nebunește biserica și s-ar strădui așa de mult să pună acel caz de crimă pe seama Bisericii lui Dumnezeu Totputernic și să îi aresteze membrii. Ce se întâmplă cu adevărat? La acest gând, mi am împărtășit nedumerirea. Și o soră a spus, pe ce ce oprimă biserica lui Dumnezeu tot puternic de nebunește și a inventat un caz fals de crimă pe care să îl pună în cârcă, deoarece este un partid ateu. Fondatorul lui, Karl Marx, era un satanist. Și pe ce vrea să elimine toate credințele religioase, pentru ca oamenii să creadă în el, să îi se supună și să-l trateze ca pe salvatorul lor. Marx era un demon în carne și oase, care îi se împotrivea lui Dumnezeu. În mod sigur. Ea a mai spus și... De când a venit pe cece la putere, l-a negat, condamnat și hulit în mod deschis pe Dumnezeu și numește creștinismul o sectă. El confiscă și distruge Biblii numindu-le literatură sectară, și numește grupurile religioase secte pentru a le putea oprima. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu tot puternic s-a arătat și lucrează în China, exprimând multe adevăruri în cuvântul se arată în trup. Această carte a zdruncinat toate religiile și confesiunile. Mulți credincioși adevărați, care iubesc adevărul, au citit cuvintele lui Dumnezeu tot puternic și au văzut că sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu și că Dumnezeu tot puternic este Domnul Isus întors. Amin. Unul după altul l-au acceptat pe Dumnezeu tot puternic și au venit înaintea tronului lui Dumnezeu. Amin. În puțin peste 20 de ani, milioane de oameni din China continentală au acceptat lucrarea lui Dumnezeu tot puternic din zilele de pe urmă. Faptul că din ce în ce mai mulți oameni capătă credință în Dumnezeu tot puternic, în timp ce nimeni nu mai crede în partid sau îl urmează, a înfuriat pe CC. Acesta condamnă în mod absurd lucrarea lui Dumnezeu tot puternic și născocește minciuni împotriva bisericii lui. Partidul a emis documente secrete și a mobilizat polițiști în armați. E hotărât să-i aresteze și să oprime pe creștinii din cadrul bisericii din toată China. Într-un efort zadarnic de a opri Evanghelia lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, el încearcă să înnăbușe lucrarea lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu tot Aceasta expune natura satanică și demonică a PCC de ură față de adevăr și de Dumnezeu. Așa este. Cum spun cuvintele lui Dumnezeu tot puternic? De sus în jos și de la început până la sfârșit, Satana a perturbat lucrarea lui Dumnezeu și a acționat în opoziție cu el. Acesta dorește ca dintr-o singură lovitură să distrugă totul despre Dumnezeu și încă o dată să-l pângărească și să-l asasineze. Are intenția să-i destrame și să-i tulbure lucrarea, cum se poate să-i permită lui Dumnezeu să aibă un statut egal. Cum poate îngădui ca Dumnezeu să se amestece în lucrarea sa printre oamenii de pe pământ? Cum poate să-i permită lui Dumnezeu să-i demaște fața sahidoasă? Cum îi poate permite lui Dumnezeu să-i pună lucrarea în dezordine? Cum ar putea acest diavol, înverșunat de furie, să-i permită lui Dumnezeu să aibă controlul asupra curții sale imperiale pe pământ? Cum se poate pleca de bunăvoie în fața puterii sale superioare? Înfățișarea sahidoasă a fost dezvăluită, astfel că nimeni nu știe dacă să râdă sau să plângă și este dificil să se vorbească despre aceasta. Oare nu e asta substanța lui? Amin. Slavă ție, Dumnezeule! Cuvintele lui Dumnezeu sunt precise. Cu siguranță. Sora mi-a arătat apoi un film, Minciunile Comunismului. În acesta a fost un pasaj din Cuvintele lui Dumnezeu care m-a emoționat. Să-l citim împreună. Bine. Dumnezeu tot puternic spune. Avem încrederea că, că nicio, țară nicio țară sau putere nu, nu poate, poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să împlinească. Să cei care împiedică lucrarea lui Dumnezeu, se opun cuvântului lui Dumnezeu și tulbură și subminează planul lui Dumnezeu, vor fi în cele din urmă pedepsiți de Dumnezeu. Cel care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi trimis în iad. Orice țară care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi distrusă orice națiune care, care se ridică pentru a se opune lucrării lui Dumnezeu va fi ștearsă de fața Pământului și va înceta să mai existe. Amin. Slavă ție, Dumnezeule! Am putut simți autoritatea și măreția lui Dumnezeu din aceste cuvinte. Nici o ființă umană n-ar putea împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Deși pe ce face tot posibilul să condamne Biserica lui Dumnezeu tot puternic, arestând și persecutând nebunește creștini din cadrul bisericii, ei persistă totuși să-L urmeze pe Dumnezeu și să răspândească Evanghelia sa. Da. Da. Ei creează tot mai multe filme evanghelice, spectacole corale și videoclipuri de dans. Și tot mai mulți oameni cred în Dumnezeu tot puternic. Nimic din ce vine de la un om n-ar putea vreodată să crească așa repede sub o persecuție atât de intensă. Da. Ce e de la Dumnezeu prosperă. Am știut că aceasta e de la Dumnezeu, că este adevărata cale și că merită analizată. Amin. Da. Înțelegerea acestora mi-a dizolvat îndoielile și neînțelegerile despre Biserica lui Dumnezeu tot puternic. Și am simțit că o mare greutate mi s-a ridicat de pe inimă. Amin. M-am întors spre soția mea și am zis, ai dreptate să crezi în Dumnezeu tot puternic. Am fost neștiutor și lipsit de discernământ. Am crezut orbește minciunile pe ce și am stat în calea ta. M-am înșelat atât de tare. Da. da. Ochii i s-au umplut de lacrimi, și a spus cu emoție: Datorită lui Dumnezeu, ai văzut dincolo de minciunile pe CC și ai ieșit din ceața confuziei. Aceasta e îndrumarea lui Dumnezeu. Amin. Amin, amin. După aceasta, am urmărit cu soția mea videoclipuri făcute de Biserica lui Dumnezeu tot puternic și am ascultat-o vorbind despre credința ei. Mai târziu, m-am îmbolnăvit grav, și frații și surorile din Biserică au venit deseori să vadă ce facem și să ne ajute. Într-o astfel de societate rece și indiferentă, bunătatea sinceră a fraților și surorilor m-a făcut cu adevărat să simt că suntem o familie fericită. După ce am cunoscut ceva timp, am văzut că sunt cu toții oameni foarte buni, care se bazau pe cuvintele lui Dumnezeu în interacțiunile lor, foarte sinceri, integri și demni în vorbirea și acțiunile lor. Erau cu totul diferiți de oamenii cu care lucram eu. Da. Abia dacă mai există oameni ca ei în lume. Da, da. Da. da am simțit că spusele lui Dumnezeu tot puternic pot să schimbe oamenii și să ne îndrume pe calea cea dreaptă. De asemenea, această biserică e atât de plină de dragoste. Am acceptat cu bucurie lucrarea lui Dumnezeu tot puternic. Slavă ție, Dumnezeu! Mă gândesc la perioada când eram orbit de minciunile PCC și am stat în calea credinței soției. Dar Dumnezeu n-a renunțat la mântuirea mea. Prin cuvintele lui Dumnezeu, împărtășite de frați și surori, Dumnezeu mi-a îngăduit să văd dincolo de miciunile cece și să văd clar adevărul sinistru din spatele lor. El m-a condus în fața sa. Îi mulțumesc pentru mântuirea mea. Slavă ție Dumnezeu! -le. Slavă, Dumnezeu, Slavă, Dumnezeu, Slavă Dumnezeu, Dumnezeu! Aud glasul său!